Au fost aprinse mai multe torțe la începutul primei reprize. 13 persoane au fost identificate și au fost conduse la secțiile de poliție pentru întocmirea actelor de constatare a infracțiunii sub aspectul săvârșirii faptei de introducere și folosirea materialului pirotehnic în incinta arenei sportive. Totodată, pentru modul deficitar în care a fost efectuat controlul la acces, societatea privată de securitate va fi sancționată cu o amendă contravențională cuprinsă între 10.000 și 30.000 de lei.